Suntem la centrul de management al deșeurilor din județul Alba, respectiv la groapa de gunoi de la Galda. După cum se vede, deci activitatea în această instituție a început să prindă contur. Încă nu sunt toate puse la locul lor așa cum trebuiește, deoarece gunoiul vine încă amestecat, dar considerăm că în momentul în care se va face adevărata colectare selectivă, problemele se vor rezolva și vom fi printre primele județe care vor avea un centru de management al deșeurilor funcțional, un centru de management al deșeurilor care să nu depună pe groapă decât atât cât este nevoie, iar materialul reciclabil să fie dus acolo unde trebuie, să reintre în economia circulară. Ce ați descoperit aici dumneavoastră la prima vedere, ca să zic așa? Deci, la momentul de față se aduce gunoiul, deci erau câteva mașini care depozitau și aduceau gunoiul din partea de la Blaj, operatorul Green Days. Gunoiul vine într-adevăr amestecat, cu fracție umedă. Acest lucru va trebui să se oprească și eu cred că începând din toamnă vom implementa această situație de colectare selectivă, care este foarte, foarte importantă. Noi, după cum știți, trebuie să reducem cantitățile de deșeuri depozitate pe groapă și este foarte important ca noi, ca persoane, să nu ne aruncăm banii, pentru că tot materialul reciclabil este, de fapt, reprezintă bani. Ce ar trebui să știe populația? Este foarte important să colectăm selectiv. Chiar dacă la momentul de față nu există și tot ceea ce înseamnă colectare selectivă se duce în aceeași mașină cu deșeurile menajere, ceea ce nu este în regulă, trebuie încet, încet să ne pregătim pentru această abordare și cu siguranță va trebui să facem această selecție de tot ceea ce înseamnă carton, peturi, hârtie, în așa fel încât pe groapă să depoziteze doar ce se poate depozita pe groapă, cantități minimale. Primăriile vor avea un rol important. Este foarte important ca primăriile să înțeleagă. Noi, în perioada imediat următoare, Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Alba, o să facă acțiuni de control în ceea ce privește colectarea selectivă, o să dăm măsuri și atunci când vor intra operatorii de salubritate, cei care au câștigat licitațiile pe cele patru loturi, atunci, cu siguranță, nu vom mai permite decât colectare selectivă, iar deșeul municipal să ajungă pe groapă fără a avea în el amestec de sticlă, PET, carton și alte chestiuni care se pot valorifica. Bă, frate, dar aici trebuie să fac cifra. Uite-le. Dar aici ați vorbit pentru tot ceea ce înseamnă chestia asta, nu?